Aș pune întrebarea chiar așa, concret. Cât lucrează? Lucrează 8 ore pe zi? Lucrează 40 de ore pe săptămână? Sau lucrează non-stop? Antreprenorii? Da. În marea majoritate lucrează non-stop. Aici vreau să ajung. Reușesc ei să se rupă de, de business sau e businessul să se, 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 Majoritatea antreprenorilor și... și și cazul meu lucrează non-stop. Deci eu chiar am făcut o glumă pe chestia asta. Antreprenorul lucrează și când doarme că visează la viitorul firmei. Eu azi noaptea asta am visat. <laughs> Sper că nu mai visa pe mine și făceai întrebările. <laughs> Făceam planuri așa, că te trezești, e o chestiune fluidă, te trezești, da. tot faci planuri, adormi. Salutare, sunt Cosmin Costea, fondatorul Icon Masters. Ecom Masters ajută concret magazinele online cu servicii de consultanță e-commerce, implementare tehnologie și marketing online. Din 2005 am lucrat cu peste 100 de antreprenori și manageri în e-commerce și am ajutat pe toți să-și crească businessul online. Așa te putem ajuta și pe tine. Aplică pentru o sesiune de 30 de minute de consultanță gratuită. Poți afla exact cum să-ți crești vânzările e-commerce folosind un model de creștere validat în 7 pași și tactici de marketing online. Identificăm provocările tale și primești live sfaturi concrete. Nu este despre efort, este despre rezultate. De asta cererea e mare și locurile sunt limitate. Intră pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la sesiunea gratuită. Salutare, Ovidiu! Bine ai venit la e-commerce pe concret, podcastul comunității ecomasters. Povestește-ne despre tine. Ce înseamnă să fii coach, antrenor de antreprenori? Ce înseamnă asta? Salut, Cosmin, și mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim. Sunt antrenor de antreprenori. Am devenit antrenor de antreprenori. Inițial uh, uh, am învățat coaching undeva prin 2009-2010 pentru că pe vremea aia eram antreprenor. Aveam o echipă de vreo 100 de oameni, 100 și ceva de oameni. Hmm. Făceam distribuție de accesorii pentru mobilă în toată România și în Republica Moldova. Okay. Uh, importam din mai multe țări și simțeam nevoia să găsesc noi metode de a lucra cu oamenii pe care îi conduceam ca să ajung mai bine la ei. Și am învățat coaching. Pur întâmplător mi-a venit această metodă, era ceva nou pe vremea aia, nu prea auzeai multă lume despre coaching. Luat ce ceva înseamnă coaching? Să înțeleg. Zine da. și nou, așa, să înțelegem. Din accepțiunea mea și din ce am învățat eu că este coachingul, mm -hmm. este o relație uh, între un coach și un client sau un coach și mai mulți clienți, dacă este coaching de echipă, în care coachul însoțește clientul sau clienții prin întrebări și prin oferirea de perspective, deci nu răspunsuri. să nu răspunsuri perspective. Să își întrebări și perspective, să își atingă obiectivele declarate. Adică, mm, în prima parte a unei sesiuni de coaching, asta fac eu și asta fac, ar trebui să facă un coach, cred eu, în prima parte a unei conversații, în cel, cel mult 20% din sesiunea de coaching, oricât ar dura ea, în cel mult 20% din sesiunea de coaching, ar trebui să ne fie clar coachului și clientului care este obiectivul sesiunii de coaching. Al sesiunii în sine, nu al, al sesiunii de coaching. Al sesiunii colaboră. de coaching. Da. Îmi dai un exemplu. Poate, poate, fi, de exemplu, dacă este. Noi acum ne apucăm să lucrăm coaching, da? Eu cu tine. Tu vrei să fii Ia. clientul meu și eu sunt coach, da? Vreau. Zim. Bun. E, mă fac bine, domnul doctor. Chestia este, Cosmin, <laughs> ce obiective ai tu de la colaborarea de coaching cu mine? Adică, ce vrei tu să obții de i veni spre mine și mă plătești. Ce vrei. Da? Și tu poți să-mi spui, băi, vreau să-mi cresc business-ul, vreau să cresc cu o echipă de management, vreau să. Ai tu niște obiective ale tale, da? Bun. Definim că astea sunt obiectivele tale cu demersul de coaching, care va fi de câteva sesiuni de lucru. Da? Bun. Odată știut asta, eu la fiecare sesiune pe care o lucrăm, în prima parte te întreb ce vrei să obții în sesiunea de azi. Mai precis decât în general că vreau să deci crezi din business. filmul mare, uh -huh. ce vrei acum? Cu ce să începem? Și tu poți să zici, băi, nu știu. Și atunci, eu în timpul ăsta de 20% din toată sesiunea, am datoria să-ți pun întrebări, să-ți ofer perspective ca tu să setezi obiectivul sesiunii de azi. Merge după și dacă ești avem... antreprenor în e-commerce? Cum? Merge și dacă ești antreprenor în e-commerce? Merge în orice. Merge în orice. Și dacă tu ți-ai setat, ce ți-ai setat acest obiectiv al sesiunii, după aceea tu vorbești îmi spui despre ce ai tu de spus și așa mai departe, tot ce te frământă și așa mai departe. Și eu sunt foarte atent, te ascult cu mare atenție la ceea ce faci tu, ce vorbești mm -hmm. tu, ce faci, ce spui, gesturi, mimică și așa mai departe și îți pun niște întrebări. Deschise de obicei. Întrebări deschise. Da? Tu răspunzi, eu te mai întreb, tu mai răspunzi, la un moment dat eu îți cer permisiunea și să-ți ofer o perspectivă. Și îți ofer o perspectivă. Îți amintesc că e perspectiva mea și te rog să nu vrei să mă contrazici, ci să vezi dacă din ea tu poți să extragi ceva care ți este util. Mm -hmm. Și în felul ăsta construim conversația și spre final, tot coachul are datoria să te ajute să concluzionezi sesiunea de coaching, punând niște întrebări de concluzionare. Ce concluzii tragi din ce am lucrat noi astăzi până acum? Eu de obicei fac asta și pe la jumătate, și pe la trei sfert, și pe la final. Chiar dacă, mai nou, sesiunile de coaching cu mine durează 15 minute. Doar atât? Păi și până ne bem cafeaua, până s-a dus. Nu, nu, cafeaua ne bem în afara timpului în care mă plătești. Hai să, hai să intrăm în concret, că e un lucru pe care, ne, care ne interesează pe toți și pe ascultătorii noștri, antreprenorii în e-commerce sau specialiști și pe mine personal, bineînțeles. Cum, cum ne ajuți tu concret în a obține ceva? De exemplu, și dau un exemplu. Am văzut mulți, că și eu lucrez tu cu aceiași antreprenori, cu care lucrez tu, cred. Deci e așa o, o potrivire. Numai că eu îi ajut pe partea de e-commerce, tu îi ajut pe partea de... Pe multe alte părți. Probabil că tu îi ajuți, eu îi însoțesc. Uh, ai vorba de un pic diferit. E un pic diferit. De ce e un pic diferit? A ajuta pe cineva înseamnă că vii și dai niște chestii de la tine. O consultanță, o consiliere. Uh -huh. Îi spui niște lucruri. Să-l însoțești este să fii alături de acea persoană, să-l să facă un dialog astfel încât să-și găsească singur soluție. Putem folosi metafora asta cu ghidul montan care doar e lângă tine, nu urcă pentru tine pe munte, tot Bingo. singur trebuie să urci? Exact, exact. Sau antrenorul de la sala de sport. Nu poți să facă exercițiile în locul tău. Da, da, De asta, în relația de coaching, coachul nu și-a teme de făcut. Nu e de așteptat ca coachul să vină cu niște rapoarte, să vină cu niște PowerPoint-uri de prezentări, de soluții, de nu știu ce. Coachul nu face așa ceva. Deci e strict doar întrebări și perspective. Hai să-l ducem în concret. Am citit la tine pe site că ajungi oamenii să rămână, să stea, să devină focusați pe un singur subiect, mai degrabă decât să se împrăștie pe multe, multe topicuri. Asta cred că cu toții avem problema, că și eu încep discuțiile cu echipa și ne ducem în toate, în toate părțile și mi-e e foarte greu să, să, mă, să, revin, să mă, să mă organizez. Și trebuie să împărtășesc tuturor că am participat la o discuție, eu pe e-commerce-ul meu, cu cineva care trecuse printr-o experiență cu tine, și dintr-o dată toată echipa lui a zis, ok, deci mai avem un sfert de oră, deci începem să... Deci care e concluzia asta? Și mi vine, venea să-i zic, dar stai un pic, liniștește-te. Atâta precizie că nu stai la farmacie, mai vorbim și noi ca oameni. Dar oamenii erau complet hotărâți. Cum? Care e tehnica să-i faci să stea așa chitis pe un subiect? Până l da. îl termină și după aia trecem la următorul. Ai folosit un cuvânt cheie care pentru mine este un trigger foarte important în relațiile de coaching. Și anume discuții. Eu nu mă duc la discuții cu clienții, și clienții care lucrează cu mine nu participă la discuții. Din perspectiva mea, discuțiile, așa cum spune și cuvântul, ne ajută să ne disparăm în diverse direcții. Mm -hmm. Avem discuții. Mai vin eu cu idee, mai vi tu cu o idee, avem discuții. Asta e ok. Să avem discuții pentru a face un brainstorming e foarte bine. Mm -hmm. Dar nu cred că este bine să avem discuții ca să atingem un obiectiv. Să ne întâlnim o echipă, să avem discuții ca să convergem către un rezultat, către o decizie. Ca să convergem către o decizie sau un rezultat sau mai multe rezultate. Avem nevoie de o conversație. A, discuție versus conversație. ce Care eu diferența între discuție și conversație? Discuția este ceva în care venim cu foarte multe idei, putem să luăm și o bere lângă noi și o cafeluță, cum ai spus tu, mm -hmm. și să plecăm din discuție fără niciun rezultat. Conversația este acel mod de a lucra. Prin dialog, prin participare la conversație, ca să ajungem undeva către o concluzie comună. Sau către două, trei concluzii comune, care pot fi atingerea obiectivului nostru pentru care am făcut întâlnirea. Hai să-ți dau o perspectivă. <laughs> Încercăm. Încercăm și invers. Discuție cu un client despre ceva foarte practic, lărgimea sortimentului pe care îl vindem în magazinul online. Vindem trei categorii de produse și întrebarea era să vindem cinci sau din alea trei să vindem și mai multe produse, ca să intrăm mai în adâncime, să vindem toate produsele disponibile în România într o categorie. Deci asta a fost subiectul discuției și obiectivul era să închidem cu o decizie, adică rămânem mai adăugăm două categorii sau mai adăugăm produse în categoria respectivă. Nu e nevoie înainte de a concluziona să faci, nu știu cum mai zis o deschiderea asta. Adică întâi să vezi toate perspectivele și după aia să te întorci și să închizi într-o concluzie. Că dacă mie, nu, mi se pare așa îngrăditor dacă nu deschid întâi perspectivele, ca apoi să le închid. Uh -huh. Înțeleg foarte bine ce spui și este foarte valabil. Așa cum spuneam, dacă ne dorim să luăm mai multe perspective în calcul, avem nevoie de această deschidere de care vorbești tu. Acum, din exemplul pe care mi l-ai dat tu, din perspectiva mea lipsește ceva și te întreb, care era obiectivul clientului? Să-și răspunde la întrebarea asta, ce să facă, să mai aducă două categorii sau să mai aducă câte o sută de produse în cu categoriile ce scop? existente? Cu ce scop? A, cu ce scop? Uh... Păi, na, oamenii ăștia vor să facă bani într-un final, vor să facă Aha. profit. Ca să faci profit trebuie să ai cheltuieli deci, mici venituri Pentru venit a obține urmare. un profit mai mare, cum e mai bine să fac? Așa sau așa? A, păi, asta era toată, toată șmecheria. că nu poți să răspunzi așa ușor, că te gândești la client, clientul okay. vrea să găsească încă trei categorii, că tot a venit la tine, mai cumpără și alte lucruri, sau vrea să găsească mai multe opțiuni în categoriile existente. Mm -hmm. Aici e o finețe. Din coaching aș veni și aș zice care ar putea fi a treia variantă. Așa încerc eu să explic copiilor mei decision making. Că există varianta stânga, există varianta dreapta, dar poate există și o a treia variantă. Și după aia a patra, a cincea, a șasea, și după a, a, a șaptea. Exact, da. Da. Ok. Deci tu, am înțeles, îi pui pe gânduri pe oameni. Dar păstrăm scopul ăsta, care tu inițial nu mi l-ai spus. Și anume, vreau să fac profit mai mare. Mm -hmm. Poate că vrând să fac profit mai mare ajung la concluzia că nici nu lărgesc gama și nici nu mai pun pe raft mai multe produse, ci mm -hmm. dau de pe raft jos niște produse și îngustez gama. Foarte valid, foarte valid. Și mă apuc să fac niște servicii la produsele pe care le vând cel mai bine. OK, deci astea sunt perspectivele practic deschiderea minții. Da. Ca da. să ai mai multe instrumente cu care să iei decizia spune un pic despre disciplina asta a întâlnirilor. Ce recomandare ai ca să fie mai multă disciplină? Nu doar la subiectele discutate, dar și la felul în care organizezi meetingul, ul Cum începi? Fii cât vorbești? Cum? Fii atânt. Chiar aseară am făcut o poză la o chestie, pentru că vreau să le trimit clienților mei. E o chestie pe care eu o, o spun de ani de zile clienților mei. Din păcate, ieri s-a stins din viață regina Angliei. Da. Dumnezeu să o odihnească. E un moment trist pentru umanitate, aș zice. Uh, și am văzut o postare despre ceva din viața ei și zice acolo la un moment dat. Zice, regina, pe durata cât a fost regină, a schimbat 15 prim-ministri. Începând de la Churchill și până la ultimul prim-ministru de acum. Bun. Și zice așa. She held weekly audiences with her prime minister throughout her reign. A ținut, mă trec fiori când au chestia asta, adică în câți ani de, 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 de regină, de șap, 70 de ani de uh, domnie în fiecare săptămână ea ținea audiență cu primul ministru. Și a schimbat 15. Și mie îmi vine antreprenor și îmi spun ce mod mă pui pe mine să fac ședință cu managerii mei în fiecare săptămână pe ce asta. Avem e treabă. Putisitor. Da. Da? asta este disciplina unui, unei proceduri, unui mod de lucru. Ce cred eu este că antreprenorul ar trebui să aibă întâlniri săptămânale de 1 la 1, audiențe, cu fiecare manager din companie. Nu de manager nu ar, ar la trebui la să fie mai mulți de 7 sau 8. O video 1 la 1 sau cu toți odată? 1 la 1. Okay. 1 la 1. Din în modul în care eu uh, văd aceste întâlniri, nu trebuie să dureze mai mult de 15, 20 de minute în momentul în care oamenii s-au obișnuit cu formatul întâlnirii. Uh -huh. da. Și care e da. agenda întâlnirii este a săptămâna? Este foarte simplă. Uh, acronimul este rac, întâmplător este RAC. că eu sunt rac ca și zodie. <laughs> Dar acronimul RAC. vine de la rezultate, asumări cereri. În ordinea okay. asta, obligatoriu. Deci, da, încerc întâlnim... eu să înțeleg. Fii atent. Da. Încerc eu să înțeleg. Deci rezultate ce ai făcut, asumări ce te angajezi să faci și ce punelte sau deselenire ai nevoie de la șeful să te ajute. Bingo. Doamne, atât, atât de simplu. simplu. Atât de simplu. Da? Ce rezultate ai de când nu ne-am întâlnit? Ce ți-asumi să faci până ne întâlnim din nou? Mhm. Mm ce ai nevoie și nu poți obține fără să te ajut eu? Ai vreo cerere să semnezi ceva, să îți dau vreo aprobare, să fac ceva în locul tău sau pentru tine și nu te descurci? zi acum și după aia ne vedem iar săptămâna viitoare. Dacă faci asta săptămânal ca antreprenor, îți garantez că nu te vor mai suna oamenii în disperare de cât ori li se pare lor că e un incendiu mai mic sau mai mare. Deci că adică își vor asuma? se plâng de faptul că sunt sunați, sunt întrebați, sunt luați pe sus de către toți oamenilor. Știi? Dar nu este job antreprenorului, a job antreprenorului, al liderului nu. să. Nu. Eu cred că antreprenorului este să vorbească să, cu oamenii. Să pună o echipă la lucru, să le ofere activitate, adică să fie business și să se asigure că sunt bani în cash să-și plătească salariile și să-și plătească furnizorii compania. Mai zile o dată pe astea trei, să le ții minte. Deci prima... Să se, se asigure că are o echipă care e capabilă să opereze. Da. Deci dacă nu e echipa, trebuie să facă echipa. Dacă uh -huh. pleacă cineva, trebuie să o înlocuiască să și să-și facă echipa la loc. Uh -huh. da? Să se, se asigure că există echipa să se asigure că există business, adică echipa aia trage pentru un business, adică să știe ce se întâmplă prin piață, cum evoluează piața, cum sunt concurenții, cum sunt clienții, ce e mai nou, cum putem dezvolta și așa mai departe. Și să se asigure că există cash flow pozitiv, că sunt bani în cont pentru a se plăti salariile, pentru a se plăti furnizorii, pentru a se plăti toate cheltuielile care are nevoie un business să supraviețuiască, să meargă mai departe. Pentru că foarte multe afaceri profitabile pe hârtie se închid din cauza că nu au cash flow pozitiv. Adică nu au bani să-și plătească facturile la timp. Adică nu încasează suficient de repede cât să, să plătească da. furnizorii. Da. Am reținut-o și pe asta. Revenim un pic la cum să ținem un antreprenor care vinde, are un magazin online în cazul nostru. Cum să țină întâlnirile? Avem întâlnirea asta de un sfert de oră uh, cu managementul, avem și întâlniri mai mari cu tot bordul sau cu echipa de conducere. Da, avem pe și întâlniri eu știu. Pe lângă aceste întâlniri unul la 1 cu fiecare membru al uh, echipei de management, eu cred că este utilă o, întâlni, o ședință de management. Tot săptămânal. Știu că oamenilor nu le place titlul ăsta ședință spune întâlnire, spune meeting englezesc, spune ce vrei tu, dar e vorba de o ședință. Da? Că e standing, că e sitting, cum vrei tu. Am văzut o glumă la un moment dat, dacă vrei să dureze puțin ședințele, pune pe oameni să stea în plank. Doamne! <laughs> în ședință. <laughs> Și o să vezi cât de mult se scurtează ședința. Da. De ședințele astea nu sunt un lucru rău, zici. Păi eu cred că fără ședințe nu se poate forma o echipă. Echipele și trebuie atunci... să se întâlnească pe... Deci, spre deosebire de fotbal, handbal, basket și alte sporturi de echipă, unde se întâlnesc membrii echipei să joace, în business nu e așa, din păcate. Se întâlnesc din pe hol, din când în când. În business nu se întâlnesc toți odată, ci se întâlnesc câte doi, trei în diverse chestii, și foarte rar, aproape niciodată nu cred că este cazul în operarea businessului ca toată echipa de management să se întâlnească să lucreze la ceva. Decât dacă își programează asta. Și atunci, ca să ai o comunicare convergentă, mm -hmm. să ai amintite obiectivele comune, să se meargă către pe un drum, să tragem toți căruța în direcția viziunii de business, e nevoie să ne întâlnim. E nevoie Câte să avem ocazia să dezbatem, să dialogăm, să supunem atenții niște probleme dintr-un departament, că poate vin niște soluții interesante din afara cutiei departamentului, de la alte departamente. Da? De foarte multe ori, atât în compania pe care am condus-o eu, companiile pe care le-am condus eu, cât și în companii pe care le uh, fac coaching cu ele, în echipele de management în care fac coaching, foarte multe idei extraordinare ies de la un manager de la un alt departament pe care nici prin cap nu i-ar fi trecut uh, cineva să-l întrebe despre problema din alt departament. De exemplu, soluție foarte bună venită de la logistică pentru o problemă de vânzări. Mm -hmm. Revin la întrebarea mea. Cât de des să ne întâlnim cu toții? Părerea mea este că săptămânal. Nu frecvența e uh, cheia, ci durata. Okay. Faza care. Cât? Dacă ne întâlnim doar o dată pe lună, s-ar putea să fie nevoie de o ședință de 3-4 ore. Într-o ședință de 3-4 ore se pierde timpul. Pentru că Așa suntem noi oamenii, nu întâmplător durează 50 de minute uh, la școală clasa, ora de matematică română Ciofia. Uh -huh. Pentru că s-a studiat, cercetătorii britanici au uh, studiat <laughs> și au aflat că fundul nu rezistă pe scaun mai mult de 50 de minute pentru că deci fundul nu rezistă pe scaun pentru că el primește comandă de la creier că nu mai are răbdare să asculte subiectul ăla. Da? Și atunci, eu cred că ședințele cele mai eficace sunt ședințele de 50 de minute maxim o oră. Ah, ok, deci compacte. Da. Nu facem ședință de bord de jumătate. Asta e motivul zi. pentru care atunci când te-ai dus la acea echipă care a lucrat cu mine mai mult timp, ei te-au întrebat cât timp avem pentru subiectul ăsta, 15 minute, ok, <gântu -i> unul dintre ei probabil că a luat ceasul și a zis Eu vă da. anunț cum trece fiecare și sfert Și din când în când și a trecut un sfert de oră, zic ok, am înțeles că a trecut de, te-a Nu un te sfert, sfert de oră, un sfert din timp Sau un sfert din timp, dacă crezi, nu știu Da, anunță sferturile ca în fața care timpul trece, știi, lumea întreabă cine ține timpul, nu ține nimeni timpul Nici măcar Cronos nu-l ține, toată lumea îl contorizează <gântu -i> Timpul okay, trece da. Nimeni nu ține timpul okay? și atunci uh, timpul ăsta e, e foarte important pentru că în momentul în care faci o ședință de genul ăsta, oamenii se vor concentra pe subiect, vor rezolva subiectele și dacă vrei să faci bonding și alte cele, ai terminat ședința, ieșim pe culoar sau rămânem în sala de ședință, luăm niște alune, o bere și stăm un pic la taclale, la discuții. Mm -hmm. Ce mai faci tu, mă, Vasile? Ce mai faci tu, mă, Ionel? cum mai sunt copiii tăi, ai mai fost la pescuit. Nu trebuie să le facem o ședință pe asta. Absolut. În afară de omul ăsta care ține, care contorizează timpul, că mai sunt și alte roluri importante într-o ședință? Cu siguranță. Facilitatorul e un rol extrem de important. Ce face omul ăsta? Și de obicei facilitatorul face șeful. Șeful. Nu? Șeful e facilitatorul. În majoritatea ședințelor, șeful face facilitatorul, adică dă, și, dă cuvântul la diversi oameni care vor să-și exprime ce au de zis. Mm -hmm. Dar când șeful facilitează, se trezește că vorbește numai el vreo 80% din timp. Știi? Chiar am avut un episod din podcast în care uh, un, un invitat care are o companie de 350 de oameni în IT spunea nu mă mai duc la întâlniri, că dacă mă duc, vorbesc singur. Nu singur, dar vorbesc doar eu. apare toată discuția. Da. Ce poate el să facă, și asta îl va ajuta foarte mult, să dea facilitatorul la altcineva. Adică cineva din încăpere facilitează pe cei care ridică mâna, în ordinea în care ridică oamenii mâna, se asigură că oamenii vorbesc la subiectul care s-a declarat că se vorbește, dacă nu vorbești la subiect, îi întrerupe, le spuneți mulțumesc frumos altcineva, la subiect, vă rog. Sau îl întrerupe și îl întreabă, dar la subiect ce vrei să spui? Da? Deci ridicăm mâna, nu mai avem o, o discuție? E cu ridicat de mână? cu scris da, la, la, dai, la vorbitor? Asta este o formă de respect față de ceilalți. Pentru că dacă cineva vorbește și eu aș vrea să spun ceva. Ce fac? Mă bag peste el? Nu. Ridic o mână ca facilitatorul să vadă că mi-a venit și mie o idee și, a ce termină cel dinainte care vorbește acum, îmi dă mie cuvântul. Și merge treaba asta? Merge extraordinar. Și să revenim, da? Deci, antreprenorul sau șeful trebuie să facă și rolul de facilitator, trebuie să se asigure de trecerea timpului. Bineînțeles că uită de trecerea timpului, să trezește după o oră, că bă, ai un pic ce facem noi aici, da? și toată mai e frustrată deja și zic că el nu e în stare să țină și el uh, un timp. da? Uh -huh. Și mai avem nevoie să notăm decizii, că până la urmă pentru ce ne întâlnim? Să se ia niște decizii, nu? să tragem niște concluzii decisive despre ce urmează să facem când plecăm din ședință. E, aceste trei roluri le avea șeful sau poate că rolul de notat deciziile el dădea secretare și zicea fă minuta. Mm -hmm, minuta. Da, în minută minut. se notează ce? Ce vrea secretara, ce credea că e important. Șeful a zis că, șeful n a mai zis că. <laughs> și așa mai șeful departe. Șeful s-a răzgândit după aia. <laughs> exact. Bun, e asta trei roluri este foarte important să fie făcute de alții decât de șeful. Și șeful să fie, practic, doar un participant. Să observe echipa. Deci, pe lângă faptul că el este participant, el este garantul deciziilor care se iau acolo și este observatorul performanței echipei. Pentru că... S-ar putea să ți se pare interesant ce auzi acum, dar cum se comportă oamenii în ședință, cam așa performează și când pleacă din ședință. Asta totuși e bine, că înseamnă că nu sunt fake. Nu sunt... Uh... Păi da, și atunci, când poate antreprenorul să-i vadă ca echipă? În ședință. Dar dacă el e ocupat să faciliteze, să vorbească, să țină timp, să se asigure că se notează și să ia și decizii, când mai are el timp să-i vadă pe oameni? Deci el stă geană pe ei și zice, te-am văzut, te-am... Și aici sunt două lucruri despre care îi musai să discutăm. Unu, limbajul corpului, că ai spus că și la coaching te uiți la ce mimică, ce face omul. Și doi, care cred că e și mai fascinantă, chiar azi aveam o discuție cu o colegă, cuvintele pe care le folosește în a se exprima, mai degrabă decât, da, mesajul overall, cuvintele pe care și le alege. Ai recomandări și în zona asta ce, la ce să fim atenți? Cum să identificăm poate un om frustrat, poate un om supărat sau entuziasmat? Da. Păi uite, apropo de asta cu cuvintele, este extrem de important ce cuvinte folosesc oamenii. Dacă cineva spune trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să mă duc încolo, trebuie să mă duc încoace, ce-ți exprimă Că e furtat, că nu face de bună voie, că e neasumat. cineva. E neasumat, da. nu? Așa mi-ai zis, așa am făcut. Trebuie. Ai, trebuie. Trebuie, eu n-aș vrea, de dar trebuie. vei Și eu folosesc trebuie a. și încerc să scap de el, dar nu prea mi iese. Dar când vorbesc cu echipa, adică când le spun, trebuie să facem asta. Pe care zic, nu, nu trebuie să zic trebuie, trebuie să zic, da, ar fi bine. A, 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 a. Re o recomandare aici, îmi dai voie să-ți fac o recomandare aici? Absolut. Nu spui cât Când costru. îți vine trebuie, da. să spui în loc de el ce? Ce puteți face ca să obținem rezultatul care urma după trebuie? Ok. Hai să încercăm. Și cu să mergi normal, către trebuie. ei, nu cu să le spui ce să facă, ci să le spui ce rezultate aștepți. Și să le dai voie să zică ei ce trebuie făcut. Mm -hmm. Hai să încercăm ceva. Deci eu zic, trebuie să trimitem ofertă la un client, că așteaptă clientul oferta de la noi. Și ar trebui să-i să întreb pe ei, în primul rând ar trebui să-i întreb, nu să, nu să spună, că să fie un semn de întrebare. să întreb ce? Ce ar trebui să Facem, nu? Ca să ajungă oferta la client să. De exemplu. De, de ce trimitem oferta la client? Ca să ce? Ca să ce? Că ne-a cerut-o, că vrea serviciile noastre. Că adică? Vrem să lucrăm cu el. Adică să vindem, nu? Păi, da, că de asta. Păi, du-te acolo. Vrem să vindem. Vrem să încasăm de la client o sumă de bani. A, Ok. Cine ce poate să facă până la momentul în care ne intră banii în cont? Te Deci tu spui ca să înțeleg să intrăm mai jos. Dar de ce faci? Cu întrebările alea. De ce? De ce? Dar de ce? Nu, fără de ca ce. Ca să ajungem? Fără de ce. Ce? Fără de ce. Ce, ce a... facem ca să? Ok. Ce să facem ca să se întâmple ceva bun? Pe Cine care ce interim? acționează ca să luăm banii clientului? Ne-a anunțat că are bani și vrea să ne dea nouă. <laughs> ok. Ce alte cuvinte importante mai sunt? Că e clar, trebuie să le evităm pe trebuie. <laughs> Cum ne prinde asta? Ce alte semne ar mai fi? Uite asta, che... De multe ori te, te interpelează colegii tăi. Șeful, trebuie să avem o discuție. Și <laughs> tu ce no? să zici? Chiar trebuie? Nu, întrebarea este ce vrei să obții de la mine? Cred că e o perioadă de, de acomodare cu asta. că. Cu siguranță. Mi da, mie că este. se uite la mine și o să zică Ei nebunit, n că trebuie să și continui da, cu. clar, ne vom întâlni și vom vorbi. Dar ce vrei de la... Adică vii ca să pleci cu ce? Ok, și asta tu zici, să o implementăm... Efectiv, nu direct. A venit la tine, ai pus întrebarea. Ce îți dorești să obții de la această discuție? Adică când vii la mine, să știi ce vrei. Ce vrei? Să te plângi că ai probleme? Păi de-aia te-am angajat, că știu că sunt probleme. Dacă nu erau probleme, n-aveam nevoie de tine. Dacă era ușor, făcea toată lumea. Da. Deci, ieri sau nu, alalt, ieri. am dat un exemplu la un grup de antrenamente. Eu fac niște antrenamente în să de ne spui apaceri. despre antrenamente. Abia da. Aștept. Și ieri, la un moment dat, exact asta a revenit. Că, dar cum să le zic? cum? Că oamenii zic că e greu să vinzi, e greu să... Și am zis, băi, da, clar. Angajez pe cineva în firmă să împingă curentul prin fir? Curentul electric? Ok. Nu. Nu! Că merge singur. Exact. Angajez pe cineva în firmă să împingă apa pe țeavă în jos? Nu. Că vine singură la vale. Angajez pe cineva să împingă apa pe țeavă în sus. Mm -hmm. Corect? Nu? No? Înțeleg. Cred că am mai auzit ceva similar cu un speech către o echipă de vânzări care tot spunea că e greu să faci vânzări și cineva le-a zis: dacă nu era greu, puneam un un tonomad de asta, un vending eu, eu, și eu, eu -ai bani -am mai zis-o pe asta. Tu mi-ai zis zis-o. asta, da. Exact, ăsta e exemplu pe care îl foloseam eu cu vânzătorii mei de feronerie pentru mobilă, înțelegi? Veneau și ceau, băi, da, e da, da, greu da. frate, e greu să vindem produsele astea, cele mai scumpe de pe piață, e greu. Și am zis, bă, dacă era ușor, puneam un automat ăsta autonomat ca la Coca-Cola, să bage omul în fisa să cadă balamaua. Dar nu se poate, nu, nu cumpără nimeni așa balamale, de aia v-am pe voi. Băieți deștepți, frumoși, să vă duceți să faceți treabă. Ca așa? Spune-ne despre antrenamentele tale de grup, și apoi o să te rog să-mi spui despre delegare. Cum e cu delegarea? Cum e să nu mai facă șeful tot? Da. Antrenamentele pe care le fac eu sunt. Este un, De fapt, am creat un program mm -hmm. în care se înrolează. 10-12 antreprenori și manageri. La manager, condiția este ca antreprenorul pentru care lucrează managerul să fi fost deja la programul ăsta în trecut. Adică, okay. manageri vin din echipele antreprenorului care au fost deja. Și a apărut exact invers, ca nevoie, în sensul că antreprenori care au participat la antrenamentele cu mine Au zis, auzi, dar poți să-mi trimi și un manager să mai am pe cineva cu mine în Să mai vorbească aceeași, aceeași, aceeași limbă Să vorbim aceeași limbă da, sigur, se poate Deci, antreprenori și manageri participă la un program de 9 luni de zile 9 luni cât ne ia să creăm un om nou mm -hmm. da? Atâta trebuie, 9 da. luni așa Și ne întâlnim o dată pe lună timp de 9 luni într-un antrenament care durează 4 ore. Okay. Antrenamentul care durează 4 ore se face online pe Zoom mm -hmm. și în acel antrenament lucrăm efectiv ca o echipă de management. În cele 9 luni trecem exact prin etapele de formare a unei echipe de management. Știi că sunt patru etape clare, care nu sunt neapărat în ordinea asta, nu le de formare a unei simile. echipe. Este forming, Norming, storming și performing. Da? Forming, adică ne formăm, ne strângem. Ne strângem, suntem okay. cât suntem, da? Ăștia suntem noi. Și începem să vorbim, să ne formăm. Norming, începem să introducem niște reguli. Cum se uh -huh. vorbește, cum se stă în ședință, cu ce performanțe, cine ce face, ce roluri avem, ce nu se face, cine ia amendă dacă nu știu ce și așa mai departe. Storming este o etapă care poate să apară ori după norming, ori înainte de norming. Apare când nu te aștepți exact cum îi spune și cuvântul. E storm. Storm, furtuna, Cearta. Vine când Chaos. vine. Da? Okay. Și anume e vorba de momentele în care se ceartă doi, e cineva nemulțumit, se revoltă jumate din echipă, știi, chestii de genul ăsta. Și astea sunt foarte bune pentru formarea de echipă. Fără așa ceva nu se poate forma o echipă. Fără storming. Da? E un fel de cine a fost în armată. Da. Un fel împreună de căleala, da? Rămâne. Da. Exact. Ok. Așa. Și performing-ul apare la un moment dat după cicluri de norming, forming, storming. La un storming poate pleacă unul sau doi. Uh -huh. Dau demisia. Nu, Eu nu credeam că e așa. Nu vreau aici. Aducem pe altcineva, reluăm forming, norming mm -hmm. și așa mai departe. Și la un moment dat apare performing. De pe noi se așteaptă să apară performing din a doua zi de lucru. Poți așa ceva. Adică Asta vreau să te întreb, cât durează? Hai, performing. Bun. Păi știu, dar tu trebuie să plătești salarii până una alta. Adică trebuie să și livrăm ceva, că redem glumind, da. dar... Exact, da. Bun, deci, ne întâlnim, lucrăm timp de 9 luni, cum spuneam și lucrăm subiecte reale din businessurile participanților. Da, fiecare participant vine cu câte cel puțin un subiect real pe care probleme reale pe care le au. De exemplu, dăm un exemplu, Dă un exemplu de probleme de la ultimul antrenament, ultimul, de la ultimul Nu știu cum să fac să motivez pe oameni să vândă mai mult. Um, am probleme cu faptul că nu știu cum să evaluez performanța echipei de marketing. Um, Cineva a zis că vrea să lucreze doar 5 zile pe săptămână. Ce să fac și, și mai departe. Lucreze? Tot felul de Șapte. tot felul de, de subiecte care doar 4 zile pe săptămână iartă doar 4 zile pe săptămână ce fac cu chestia asta. Cineva vrea să lucreze numai remote acum după pandemie nu vrea să mai întoarcă la birou. Mm -hmm. Uh, am probleme că am stocuri prea mari, nu știu cum să fac. Uh, am probleme că nu mai pot ține gestiunea bine că e prea mare nebunie în depozit. Hai cu, și cu și asta cu departe. stocurile. Ce, ce, faci, ce poți să ajungi tu, vine un antreprenor. Cum sunt uh, clienții noștri, partenerii noștri, am stocuri prea mari. Asta chiar apare foarte des. Da. Tu ce ce îi zici? Îl întrebi. Da, în dar rând, tu ce crezi că ar trebui să eu? faci? Eu. Că ce facem noi în demersul ăsta de antrenamente? este să îi antre... eu îi antrenez pe oameni să lucreze cu echipa. Și ce fac eu acolo este să îi îndrept cu fața către echipă, către ceilalți participanți și mm -hmm. nu întâmplător vor găsi printre ceilalți participanți oameni care au trecut acum un an printr-o situație similară sau acum doi ani și au rezolvat-o într-un fel și îi spun din experiența lor, uite ce am făcut eu, uite ce am făcut eu, Uite ce am auzit eu că se poate face. În demersul ăsta de antrenamente, eu îi antrenez pe participanți să lucreze cu echipa. Să nu vină cu pretenția că îi dau eu soluția. Mm -hmm. Particip și eu. De obicei sunt printre ultimii care vorbesc pe acolo sau în a doua parte a ceea Șef ce. ultimul în care vorbește? Mă asigur că vorbesc spre final. Da? Mm -hmm. De ce? Pentru că ce se întâmplă. Dacă mă exprim eu primul, ceilalți au tendința să tacă, să zică n-am no, eu cum să am o idee mai bună decât asta sau să vină cu idei care completează ideea respectivă. Știi? Ceea ce e bine, dar nu aduce lucruri noi. Nu aduce noutate, nu aduce ceva mm -hmm. care nici eu nu știam. Știi? Și sunt momente în care chiar nu contribui pentru că deja au contribuit foarte bine ceilalți, vin și zic și eu e foarte bună ideea aia și cealaltă și gata. Și e o abordare cam ca la coaching, cu întrebări, sau mai mult ca la mentorat, să zicem, și cu soluții? Este o abordare uh, mixtă și uh -huh. și, și, uh, și, repet, acolo îi antrenez pe oameni cum să lucreze cu echipa lor. Și aici, asta e o chestie foarte faină care a apărut în, într-unul din antrenamentele pe care le-am făcut cu antreprenorii, și anume: Datoria directorului general este sau antreprenorului este să lucreze cu echipa lui, adică echipa de management, să nu stea să lucreze singur, el cu foaia de hârtie, să găsească el soluții și după aia să meargă să le spună tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia, aia. Da? Dar... Și oamenii din echipa lui să îi, pe oamenii din echipa lui să îi ajute să se întoarcă cu fața către echipa lor. Adică, managerul de logistică să nu vină cu o problemă de logistică în echipa de management înainte să fi lucrat problema de logistică cu echipa lui de logistică. Pentru că nu are cum să știe directorul general sau directorul de vânzări o soluție mai bună decât un încărcător-descărcător despre cum să descarce mai repede un tir. Oare e chiar așa? Pentru că am o perspectivă diferită aici. Odată e teoria asta care sună foarte bine. Problemele se rezolvă la sursa problemei nu undeva sus în birou. Da, cât, cât mai aproape ești de problemă cu atât mai mai degrabă ai o soluție. Pe de altă parte încărcătorul descărcătorul nu are o imagine de ansamblu și poate că o ineficiență a încărcării descărcării e de preferat pentru că sunt multe alte beneficii pe lanțul logistic. Și atunci trebuie să vină cineva de sus și să zică da, dar e mai bine așa. Este foarte bine ce spui și aici vin cu completare. Deci într-adevăr o problemă nu se rezolvă din borcanul în care e problema. Uh -huh. Ai nevoie să ieși din borcan ca să rezolvi problema. Asta e datoria managerului unei echipe și anume să-i scoată pe oamenii lui din borcan, din când în când, ori pe toți odată, ori pe rând, și să le arate și altceva. De aia. Era un obicei comunist. Asta e, dar era un obicei foarte bun de management. Schimbul de cadre. Da? Aha. Mai dute și prin alt departament să vezi cum e. Mai dute și prin același departament de la o altă firmă să vezi cum e. Eu, de exemplu, în, în echipa mea aveam vânzări de ferorie, ți-am spus, când îi aduceam pe. în fiecare lună făceam o ședință de vânzări cu toată echipa de vânzări din țară. Și veneau toți vânzătorii din țară la sediu. Aveam cel puțin o oră din ziua respectivă, mergeam la depozit și vânzătorii trebuiau să facă activitate de depozit. Să vadă și ei cum e. Mm -hmm. Foarte frumos asta. Că era omul la București, depozitul la Timișoara și urla la telefon Bă, că ăla de la depozit care nu vrea să facă, să nu dreagă, să nu știu ce. Mi-a în matru, decembrie, nu? când înghețau și bolovanii. Știi? ia a zis, fi numai și tu, tu, o cutie de balamale. Numărul tu, 280 de balamale din fier. Uh, acum, în decembrie, așa, hai, baga mm -hmm. Vezi cum e. Deci adică e simplu, așa să dai. Adică să-i să ajut pe oameni să aibă respect pentru ceea ce văd în alte departamente, dar ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme. Da, așa este. Ai nevoie să vezi ce e în afara uh, locului în care e problema ca să poți să găsești soluții. Uh, dar ce spun eu aici este nu să nu vină cu problema, ci să vină cu ea după ce a lucrat-o și înăuntru. Și că datoria unui manager este să fie cu fața către echipa lui, nu cu spatele către echipa lui. Știi că mulți manageri vin, șefu, cum să facem aici? Bă, dar ai 50 de oameni, e tăi. Știe cineva despre problema asta? Păi nu, că am venit la noastră. Că sunteți cel mai deștept din firmă. Aveți cea mai multă școală. Ați fost la facultate. Dacă eu sunt un antreprenor și am pornit și eu un business, cum pornesc toți antreprenorii? Întâi singur, după aia cu prieteni și cu rude și încet, încet am dezvoltat un business. Când e momentul în care ar trebui să mă gândesc să cer un pic de ajutor? Asta dacă nu sunt perfect și n-am nevoie de ajutor. Da. Știi că e, e chiar un grafic care se face apropo de asta, știi că e sinusoidă aia a dezvoltării, știi? Mm -hmm. firma, nu știu, firma, crește, crește, crește și la un moment dat atinge un plafon și merge un pic drept sau cade un pic și după aia iar crește, 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 iar cade și tot așa, știi? Mm -hmm. Deci e formă de sinusoidă, Nu, niciodată o firmă nu crește așa. Dacă vezi un grafic așa, dă zoom in și o să vezi că e așa, știi? Crește așa uh, înainte să începi, în planul de business. Așa e în planul de business. Exact, da. În orice, orice grafic liniar, de fapt, dacă îi dai zoom-in, ascunde o sinusoidă. Uh -huh. Da, bun. Și când te uiți pe sinusoidă și zici, bă, uh, uite, crește... Facem așa. Opa. Hai tabletă de aia, remarcă Am lui. din aia, da. Uh -huh. uh, și vine, da, asta e așa și crește, crește, crește. Și la un moment scade... După aia, ar crește, crește și ar scade. Când e momentul să faci ceva, să intervii? Când e Aha, momentul Asta să e intere? tricky. E ca acțiunile la bursă. Când e sus, când e jos, când păi, cumperi. Cel mai fi. bine e să intervii aici, nu când, când, când să scadă. Păi, dar nu știi niciodată că nu ce știi vine după aia. N-ai cum să știi. Te-ai prins că scade pe aici, când a scăzut deja. Da? da? E și atunci. Trebuie să faci câte o schimbare, din când în când, fără să știi că urmează să scadă. Pentru că e bine să nu scadă. Deci, o schimbare e bine să faci înainte de a fi momentul de a face o schimbare. Deci, tot timpul are cum să stai așa, să mai cauți o perspectivă da. ca da. să da. ca la boxori. Da. să stai... stai cu jocul de gleznă, nu să... Exact. Ok. Deci, din punct de vedere al evoluției firmei, da, avem și niște repere mai, mai, concrete, de exemplu, uite, când treci de 10 angajați sau când treci de un milion de euro cifră de afaceri. e bine să apelezi la o... Eu am apelat foarte mult la ajutor din afară și chiar înainte de a porni business-ul și imediat ce l-am pornit. Și nu neapărat numai din afară, adică te poți ajuta foarte mult de furnizori, de experiența unor furnizori sau unor clienți să ții foarte multe informații de peste tot de, de pe unde poți să ții informație. În ce privește, dacă mă întreb când e bine să apelezi la un coach, ori când e bine să apelezi la un coach, atunci când îți dai seama, uite, ieri am lucrat cu un tânăr, foarte fain omul, foarte, foarte fain, Uh, foarte activ, foarte hotărât, are deja câteva business-uri care îi merg binișor uh, și îmi zicea, ce zice, mai am apelat la tine pentru că mi-am dat seama că stând așa singur eu cu pixul în mână, nu reușesc să-mi dau seama de chestii la fel de bine cum aș vedea într-un dialog cu cineva. Am nevoie de dialog, și eu sunt da. la fel. Eu am nevoie de dialog, am nevoie să conversez. Uite, n-ar fi ieșit aceste informații din acest podcast dacă nu am fi făcut noi acest dialog. Știi? Și ție ți-au venit întrebările pe măsură ce eu am răspuns, și mie mi-au venit răspunsurile pe măsură ce tu m-ai întrebat uh -huh. și așa mai departe, știi? Ne încurajăm, adică efervescența asta dintre două minți se creează prin felul în care conversăm. Și ca ai zis mai devreme, cu cuvintele. E important foarte mult ce cuvinte folosim, că dacă uite, de exemplu, eu acum încep să mă plâng de ceva, bă, e, viața e grea, guvernul ăsta dă legi naș, ai văzut și tu ce lege a dat, acum toți stau să se gândească cum să facă, să își organizeze treburile, să nu plătească taxe așa de mari. Și tu ce-ți ce vine să zici? Da, mă, e greu, e greu, viața e greu. Hai să zic eu, Pai să vezi la mine cum e. Că și Google, câte schimbări a făcut prin uh, uh, algoritmii ăia, nu mai înțelegi nimic. Și pe Facebook, și ăia, și, și toți. Și vin eu și zic, o, da, oamenii, Oamenii, bă, după pandemie, oamenii nu mai înțeleg. Știi? Și ce facem? Avem ne discuții. alimentăm negativ unul pe altul. Bingo! De ce? Pentru că folosim cuvinte care trigăruiesc eu pe tine, tu pe mine, și în loc să construim ceva util, să le dăm oamenilor niște chestii care să-i ajute, ce facem? Facem un dialog de la de televiziune de 2 lei, știi? În care ne plângem aici unul la altul, mai îți dă și o lacrimă în colțul ochiului, <fie> <fie> știi? <fie> și uite așa, știi? Da. Cum e cu delegarea? Că am zis că te întreb de asta. Cum e când... De greu, fact, frate, cu... greu. Cu, cu, greu. Da, cu delegare e greu și știm cu toții că era să zic trebuie, că e bine să o facem, numai că întrebarea mea e mai specifică. Când avem de luat o decizie, de exemplu, și eu, chiar dacă nu le știu eu pe toate, pentru că am mai fost de 10 ori într-o situație similară, știu care e decizia care, care e cea mai bună pentru echipa noastră. Dar când e bine să nu o spună? și să tac din gură și să-i las pe colegii mei să sperăm că ajung la aceeași concluzie. Mm. Mm. E greu. Știi ce am auzit de la tine? Îmi dai voie să spun ce am auzit de la tine? Da, o să-mi faci psihanaliză acum. Păi nu, e foarte simplu. Ce ai spus tu a fost așa. Eu știu care e soluția și ce să fac, cum să-i las pe oameni să zică soluția pe care o știu eu. Nu, cum să-i fac pe oameni să spună Uh -huh. Da, asta asta am zis, da, nu e bine da. Păi, fiant. Uh, aplică chestia asta uh, Tu, nu știu Dacă ai avea, Doamne ferește, o problemă de sănătate Ai avut uh, în trecut O ceva problemă de sănătate? Vreo operație, ceva? Nimic deosebit, dar nu. înțeleg no. Unde vrei să... Stomatolog, ai fost la stomatolog, ți-ai da. operat vreun dinte, nu? Bun, da Ok uh, când te duci la dentist, te duci tot cu această logică? Eu știu ce, are, de să, ce trebuie să-mi facă dentistul, dar mă duc că na, să vedem ce zice și el. Sper să zică ce m-am gândit și eu să zică. Mm, dar nu știu dacă e așa, că dentistul e specialistul. Adică eu mă Bingo. duc ca un... Și oamenii din echipa ta nu sunt specialiști. De ce e angajat? Hmm. Ce e angajat pe toții necalificați? <laughs> nu, nu i-am angajat. Uh -huh. Înțeleg ce vrei să spui. Da. E, de aici pleacă toată chestia. Du-te către oamenii din echipa ta ca și cum tu ești un client al lor. Că de fapt asta faci. Tu îi plătești pe ei să performeze. Tu ești clientul. E tare greu ce zici tu. Am câteva situații concrete în minte și recente în care de exemplu, vrem să structurăm o bază de date și ne tot gândim cum să o structurăm, cum să o facem să fie cu logică. Eu știu care e rezultatul, știu cum e cea mai cea mai clean, să zic, cea mai elegantă metodă no, de a rezolva problema. Tu problemă. știi cea mai elegantă metodă pe care o știi tu. OK. Speram da. să știi ce pic aici, dar nu. Ce îți recomand eu este: du-te pe piața de muncă uh -huh. și angajează-l pe unul sau pe doi, care te vor surprinde și îți vor spune niște soluții pe care tu încă nu le știi. Ideea care e? Tu vii din perspectiva antreprenorului specialist în domeniul în care activează ca antreprenor. Și asta e un lucru bun sau rău? E, e bun până la un punct. Pentru că de la un punct încolo limitezi specializarea echipei tale la nivelul limitei tale. Adică în îi încurc. Îi înfrădenți, practic. Da. Și atunci, delegarea se întâmplă atunci când antreprenorul sau managerul vine cu perspectiva oamenii pe care am angajat eu trebuie să fie, trebuie, aici e trebuie, trebuie să fie mai bun decât mine pe specialitățile lor. Înțeleg. Îți recomand să te duci și la dentistul care știe mai puțin decât știi tu stomatologie. Dacă oamenii din echipa ta știu mai puțin decât știi tu da, aș avea niște lucruri de spus aici. Te rog. Păi uite, să zicem că vrei să ții o mașină și tu intri pe net, ca orice om, studiezi o investiție importantă în bugetul familiei, te informezi într-un proces normal, ai mai o listă mai mare, restrângi la o listă mai mică și când te duci în showroom, Uneori se întâmplă ca tu să știi mai multe despre mașina aia decât omul specialist de acolo. Și nu e frustrant. Asta e problema acelei companii. Am aș duce să-l întreb pe manager de ce ține pe băiatul ăla în showroom. E nepotul cui. <laughs> da, tu ai o abordare mai, mai dură. Bine, nu, nu e, nu e dură, nu. E o abordare fermă. Uh, în sensul că eu, și chiar asta fac, eu când mă duc să cumpăr o mașină, uh -huh. nu mă duc să mă interesez pe internet, ci mă duc într-un showroom și uh, stau de vorbă cu un vânzător și dacă văd că e limitat, îi cer direct să-mi ofere uh, legătura cu cineva care se pricepe într-adevăr. Și dacă într fel elegant, da. plec și mă duc la concurența lor. Asta e. Ce să fac? Să nu insistăm pe subiectul ăsta, că mai apare și altă perspectivă. De ce să n-am eu o mașină bună doar pentru că ei au vânzătorii poate nu atât de, de pricepuți? Dar revenim la echipa de management. Uhum. Deci, repet, atunci când ești specialistul din echipă și ești și managerul lor, merge abordarea pe care o spui tu, dar vă va fi foarte greu să delegi. Dacă vrei să delegi, e important să te despecializezi. Adică să devii antreprenorul mai generalist. Sincer, mă aștept să-ți scape părți din business cu vederea atâta timp cât ești concentrat pe soluțiile din specialitatea firmei din problemele curente. Înțeleg. Oare cât. că tu vorbești cu mulți antreprenori. Și apropo de delegare, cât lucrează ei, efectiv? Aș pune întrebarea chiar așa, concret. Cât lucrează? Lucrează 8 ore pe zi? Lucrează 40 de ore pe săptămână? Sau lucrează non-stop? Antreprenorii? Da. În marea majoritate lucrează non-stop. Aici vreau să ajung. Reușesc ei să se rupă de, de business sau e businessul să se. Majoritatea să cu antreprenorilor, și și cazul meu, lucrează non-stop. Deci eu chiar am făcut o glumă pe chestia asta. Antreprenorul lucrează și când doarme că visează la viitorul firmei. Eu azi noaptea asta am visat. Sper că nu mai visa pe mine și făcea întrebările <laughs> Făceam planuri așa, că te trezești, e o chestiune fluidă Te trezești, da. tot faci planuri, adormi da. Recunosc -re 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 că azi dimineaț spre dimineață și eu m-am trezit cu un gând Nu era vis, dar era un gând Așa eram somnolent și cu un gând Despre cum ar trebui să-l pun în legătură pe un client de-al meu Pe care tu -l și -l cunoști Cu cineva pe care am cunoscut de curând care ar putea să-l ajute să facă ceva și așa mai o depară, Sinergie, da. Deci, da. Care, la prima strigare, eu n-am niciun beneficiu din chestia asta, doar că îi pun pe oamenii aia, în legătură și amândoi câștigă. Știi? Dar, da, așa am fugit mie mintea, știi? Am minte de asta de conector, știi? Cum să conectez pe cineva cu altcineva și să iasă rezultate de acolo. Să iasă ceva frumos. Dar revenim la delegare, ca să nu lăsăm asta, subiectul ăsta în aer. Deci, pentru a putea delega, este important să atragi lângă tine unul, doi oameni care sunt mai buni ca tine pe specialitatea lor. Și asta vei putea face foarte simplu pe domeniile pe care tu știi deja că nu-ți place și nu ești bun. A, e un, da, un punct de plecare bun, că ți-e ți și la îndemână. Îți dau un exemplu. Eu, de exemplu. Da? Mie nu-mi plăcea deloc partea de logistică, depozitare, inventariere, evidența gestiunii, chestii de genul ăsta. Da? Și atunci, primul lucru care am făcut, am căutat un om bun, specialist, pe treaba asta. Și am delegat tot. Deci, i-am delegat, știi cum? Uite, așa i-am delegat. Cu mare drag. Da? Dar după aia vine următorul aspect. Delegarea nu elimină controlul, verificarea. Delegi deci, munca, păstrezi controlul pe rezultat. Exact. Controlul pe rezultat trebuie să fie. Că mulți zic păi da, stai bă, dacă îi deleg omului, înseamnă că am încredere în el. Da. Păi normal că ai încredere dacă îi dai un depozit de 2 milioane de euro pe mână. Dar verifici să vezi dacă n-a greșit cu ceva. Verifici să vezi cum evoluează, poate îl ajuți cu ceva ca să aibă depozitarea aia mai acurată. Da? E ca expresia din, nu știu de unde, din marile companii de audit. În Dumnezeu credem, pe restul îi audităm. Corect. Exact. Da. da. Deci, încep cu aceste arii din business în care știi că nu te pricepi și știi că nu-ți place. Delegând acolo, vezi că se poate. Începe să-ți placă, parcă ai câștigat o oră pe zi. Și după aia vii și pe domeniile în care tu ești bun, și te străduiești să-l cauți pe unul mai bun ca tine. Aici e challenge -ul. Când ai reușit să faci asta, reușești să delegi. Cât timp nu găsești pe unul mai bun ca tine pe bucata pe care tu ești bun, nu o să delegi bucata aia. Dar ceva trebuie să rămână la tine, că leadership La tine trebuie viziunea. să rămână conducerea businessului, adică conducerea echipei. Oamenii aia să joace împreună, nu să se joace unul pe altul. Da. La tine trebuie să rămână viziunea de viitor a businessului, încotro ne ducem, respectarea valorilor și existența profitului. Și cheltuiala la lui, bineînțeles. Digitalizarea a ajutat și în businessul tău de coaching. Hai să povestim un pic. Tu ești român. Dar stai în Spania. Cum? Cum te-a impactat digitalizarea? Mă gândesc că bine. Eu cred că folosesc încă destul de puțin din ce aș putea folosi și chiar îmi propun să, ori, să mă uit în direcția asta mai mult. Am avut niște tentative la un moment dat, am și făcut o aplicație pe care să o folosesc cu clienții mei, dar nu a avut succes, nu a fost. Cred că nu a fost nici momentul pentru ea și a fost prea devreme, ceva de genul ăsta. Uh, da, da pe, pe mine mă ajută foarte mult. Uite ce facem noi acum. Tu ești unde ești, eu sunt uh, unde sunt, dar diferența dintre noi este 4000 de kilometri hmm. Și, uite, suntem în aceeași încăpere virtuală și facem acest interviu. Uh, clar că, uh, și inclusiv uh, perioada pandemică, m-a ajutat foarte mult să mut activitatea în online, să reușesc să uh, lucrez de oriunde sunt. Și asta e un lucru foarte bun pentru că mă ajută să fiu acolo unde îmi place să trăiesc și să lucrez cu oamenii pe care îi pot ajuta. De când cu mutarea în online nu mai am doar clienți din București și din jurul Bucureștiului sau din Cluj Timișoara pe unde mă mai duceam eu din când în când. Uh -huh. Gândește-te că eu înainte de pandemie în 2019 zburam în fiecare lună la Madrid din București. Pentru a face câte o ședință de patru ore acolo, o dată pe lună. Aveam, Ave aveam un grup de antrenamente. la clienți? Aveam un grup de antrenament, aveam un grup de 10 antreprenori români din Madrid. Români, ok. Români din Madrid, da. Și lucram cu ei și zburam, aveam 8 ore dus, era 4 ore zborul, 2 ore stăteam la aeroport la plecare, vreo oră, făceam pe drum de la aeroport uh -huh. până la așa. făceam 8 ore ca să mă întâlnesc 4 ore cu ei și să mai fac 8 ore înapoi. Trebuia și cu cazare și cu toate nebunii. Adică erau două zile pierdute pentru patru ore de lucru. Acum mă pregătesc, mă pun în 10 minute la laptop, deschid, am intrat în sala de întâlniri, patru ore întâlnirea, închid, gata, am terminat treaba. Cel 16 ore de tranzit. Care e diferența? Dus. Ce se pierde totuși la digital? Mai, unii ar zice că se pierde Taciul personal. Știi? Uh, Poți da să înțeleg asta, dar uite uite cum discutăm noi. Mi se pare că discutăm ca și când am bea amândoi am bea o, o Corbin, cafea. acum. Uh, nu știu dacă tu realizezi, dar noi nu ne-am întâlnit personal până acum. Da, nu ne-am întâlnit niciodată. Niciodată. Noi am putea fi două holograme și nu știm asta. <laughs> <laughs> nu ne-am atins, nu ne-am îmbrățișat, nu ne-am strâns mâna. Uh -huh. Încă. Și cu toate astea ne am împiedicat să colaborăm, ne am împiedicat să aducem valoare clienților noștri și să facem bani împreună? Nu ne am împiedicat. Ai dreptate, ai dreptate. spune câteva lucruri despre tine, personal. Uh, care e programul tău zilnic? Ce faci tu într-o zi obișnuită? Cum da. îți desfășori activitatea? Păi, în primul rând eu sunt un om. Sunt un om, 120 de kilograme în viu, cum s-ar zice. Da, am 48 de ani și 3 luni. Am, văzut, am fost la stomatolog astăzi și am era într-un col scria Ovidiu Toader, 48 de ani, 3 luni. Aveau oameni evidență. Așa. Uh, și desfășur activitate de business de când aveam 15 ani, 16 ani, imediat după Revoluție. Am făcut, așa, renumita bișniță, Că așa Ca atunci? Casete. A, vindeam uh, în. Eu am locuit în turnul Severin și vindeam uh, macrameuri de la mileuri, uh, peste ghaniță, peste la sârbi, vindeam la mi sârbi. mileuri. La sârbi le vindeam mileuri. Aveai o mămăiță și... care le făcea și... Așa, exact. Și de acolo aduceam blugi, ciocolată, după aia am casetofoane din alea mono cu beculețe, dacă mai ții minte. Eu am 44, n-am prins chiar toate. Da, casetofoane, anii. mono, stereo, gești de piele, tot ce era na, din alea. Și după, aia, după ce am mutat în Timișoara la facultate, am început business de la vârsta de 22 de ani când aveam 23 de ani. La 23 de ani am început business. Mă cu feronerie de care vorbeam. După aia mai am mai făcut mai multe afaceri. În 2009 am întâlnit coachingul. Tot în 2009 mi-am vândut businessul principal către multinațională. Am lucrat 5 ani la multinațională, să le arăt că e viu ce le-am dat. Și după aia, din 2014, am lucrat coaching între 2009 și 2014 am făcut mentorat gratuit. Făceam coaching, dar gratuit sub formă de mentorat. Uh -huh. mult, către angajații. Mult. Nu, către oameni, către antreprenori din alte părți, către companii din alte părți, către antreprenori din alte părți. Prin diverse. Am lucrat cu banca Transilvania, e clubul întreprinzătorului, am lucrat cu Romanian business leaders, cu ASEC cu uh, business days, cu biz club, cu o grămadă de, o serie întreagă de, cu Universitatea din Timișoara, care mi-a facilitat să aveau un club de business de antreprenori pe acolo, o serie întreagă de ocazii de a oferi gratuit, din ce știu eu, oamenilor care vreau să afle. Mm -hmm. Și așa mi-am făcut cumva mâna pentru această profesie care a venit spre mine în 2014 și de atunci lucrez coaching de business. Personal, ne întoarcem la personal. Am, sunt tatăl a patru copii, patru copii. Din care cel mai mare are 21 de ani. 20 de ani, face 21 în curând Următorul are 18 ani luna viitoare Face 18 ani, doi băieți O fată care are 14 ani și încă un băiețel de 5 ani care locuiește aici cu mine în Marbea. Sunt divorțat de mama celor trei copii. Am divorțat acum mulți ani și sunt împreună cu mama celui mic. Da, ce să mai zic? Într-o zi, într zi obișnuită, ce faci? Într-o zi obișnuită. Mă interesează programul tău, adică da. Faci sport dimineață, încep direct nu, sau citești. Duc copilul, duc copilul, fac un pic de stretching, așa câteva minuțele de stretching, că după o vreme, știi cum e, când te dai jos scârte. din pat și nu te doare nimic, ai grijă că ai murit. <laughs> da. Deci când mă dau jos din pat, fac un pic de stretching, dându-mă jos din pat. <laughs> așa. După aia mâncăm micul dejun împreună, îl duc pe cel mic la școală și de acolo sunt zile și zile. Sunt zile în care mă duc să fac sport la sală sau mă duc să mănânc cu micul dejun, că nu l-am mâncat acasă, îl mănânc în altă parte. Apar una, două, trei sesiuni de lucru cu clienți care pot fi unele video, unele doar audio. Uh -huh. uh, cum îți spuneam, eu lucrez sesiuni de 15 minute, maxim 30 de minute, deci sunt sesiuni scurte, după care am pauză, fac o plimbare pe malul mării sau uh, stau la o, un parc de apă cu iubita mea, stăm la povești puțin. Uh, după aia vine prânzul, mai fac încă una la două, trei sesiuni de coaching, mă duc, îl iau pe mic de la școală, mergem la iarbă verde aici la noi în curte sau... Uh, mergeam, dar acum cât a fost vară n-am mai mers la un golf, să jucăm așa câteva găuri, nu un, un meci întreg, să dăm un pic cu mingea pe terenul de golf sau o baie la piscină, vine seara, luăm o cină, ne culcăm și gata. Cam asta e ziua mea. Sunt zile în care am acele la antrenamente în conducerea afacerii, uh -huh. în care sunt patru ore așa, față în față cu ei și pe care le fac de obicei dimineața pe răcoare <laughs> pentru că așa funcționează mai bine creierul. Nu-mi place să lucrez cu oamenii care vi se întorc obosiți după o zi plină. E greu să lucrezi în felul ăsta. Eu am ales toate antrenamentele în conducerea afacerii. Am făcut până acum 15 grupuri, a câte 9 întâlniri, două grupuri au făcut mai multe întâlniri, deci vreo 200 și ceva, aproape 300 de astfel de antrenamente. Uh -huh. Le-am făcut dimineața între 7.30 și 12 ora României. Gândește-te că acum sunt, că spuneam mai devreme de, că pandemia m-a ajutat să ies din țară, uh, lucrez cu români de pretutindeni. Am clienți români care locuiesc în Anglia sau în Spania sau în Germania sau în Franța. Hey, cei din Anglia încep la 5.30 în uh -huh. în conducerea afacerii cu mine. Dar la ora 10 deja sunt, uh, au terminat cu au școala, terminat. ca să zic așa, și merg la treabă. Spune-mi câteva cărți care ți-au plăcut de business, ficțiune, non-ficțiune, dăm câteva repere. Nu, nu, nu bat până acolo. <laughs> am văzut doar originalii, cred că am văzut cu scris <laughs> da, cu alb pe bleu. Este și aici, da. Uite aici, sunt două cărți foarte bune. Clarity și păi, rezalt... Scoatele, hai să le vedem. Să cărți despre uh, aceste două subiecte care pentru mine sunt foarte importante din perspectiva mea. Da? Cine le-a scris? Results. Jamie Smart. Jay, Jamie Smart Interesant, nu Smart. <coughs> uh, mai să și scrisă de Smart, nu? Uh, da. Mi-a plăcut foarte mult cum sunt scrise cărțile lui Jeffrey Gittomer. Jeffrey uh, Gitomer a scris uh, asta și mai multe. Are o carte foarte, nu știu, asta acum am aici pe aia. Uh, se numește The Chaking. Of this, the, the Little Book of Cha-Ching. Cha-Ching, Chaching este fiind zgomotul dar... pe care îl face casa de marcat când se deschide. Ah, să ah, bani ah, in, ok, yeah. ok. L-am da, ascultat da. pe Ghito Mări, am ascultat Sales Bible uh, o dată și jumate. A doua oară n-am mai rezistat că, sincer, mi s-a părut prea american pentru Asta gustul Asta este meu. The Little Book of Connections are okay. o formă o formă de a scrie care este foarte potrivită a antreprenorilor din perspectiva mea și anume, uite, propoziții uh, așa făcute pe secțiuni vizual. cu roșu, uh -huh. cu uh, titluri mai mari, cu chestii, știi? structurat, uh -huh. 6,5 reguli ca să, nu știu ce, știi? Îți uh -huh. niște fragmente care merge bine o pe, structură, media, da. Painita spune prima carte de sus aici. e cumva... Asta este cea mai tare carte de management pe care am citit-o. Păi zine cum se are cheamă. Titlul ciudat. Finalizarea. Finalizarea. <laughs> în sensul american, always be closing. Tot în, timpul în, să... în, e despre management, nu despre vânzări. Okay. În, în engleză se numește execution. Mm -hmm. Nu puteau să o traducă execuția. Că ar fi ieșit altceva <laughs> la noi. Și-au -au pus finalizare este, este despre cum să faci să finalizezi ce-ți propui să facă echipa ta. Adică să ok, cine a scris-o pe... ca să punem și noi resursa uh, în. Da, a scris-o Ram Sharan și Larry Bosidi. Ok. Iar prima carte de sus este Thinking fast and slow, cumva? Cea în stânga, sus în stânga. Aici? Da. Nu. Așa uh, mi s-a părut că seamănă cu Când pielea ta e în joc. Alu Nassim Taleb. Da. Lassim Lassim Taleb? Asta e okay. o carte foarte tare. Școala Zeilor. Școala Stefano Zeilor. Dana e mai puțin de business, e altceva. E un pic spirituală, ca să zic așa. Cum îl cheamă pe autor? Uh, Stefano Eliodana, de apostrof ANN. Ok. Da. Și de ascultat, asculți da, asculti podcasturi, audiobooks. Ultimul podcast pe care l-am, nu ultimul, că nu e ultimul, că acum ascult două în paralel, unul despre parenting și unul despre respirație. Breathe se numește respirație. Uh, podcastul pe care îl scriu acum. Da, este fantastic uh, ce zice omul despre respirație. Ca și idee ce am aflat până acum, așa la în început, este că este ex, extrem de importantă respirația pe nas, că oamenii care respiră pe gură au foarte multe probleme de sănătate și că dacă respiră pe nas, se dezvoltă sănătos și bine oamenii. Okay. Nasul filtrează foarte mult. Și al doilea podcast? Um, A, de, de parenting. Celălalt e de parenting, dar despre cum să crești copii. Uh, în sfârșit, uh, ce vreau să zic despre o, un audiobook foarte fain pe care l-am ascultat este cartea lui Will Smith, Will. Este Will Smith actor. chiar de el. Mm, da. Mi-ar plăcea să -o, o citesc. Will. Sau chiar -o Cartea Will, da. scrisă de Will Smith. Foarte mișto. E ca un fel de teatru radiofonic, știi? Pentru că el pe, impersonează persoanele. Când are dialoguri, intră în rolul. Vorbește ah, ca okay. Maica sau vorbește ca sau vorbește ca actorul nu okay. știu care. Știi? Intră Și un fel în... de biografie, nu? Da, da, da. Foarte mișto. Foarte mișto. Eu un fel da. Tu cumperi online? Uh, că da. podcastul nostru e despre e-commerce. Foarte mult cumpăr online. Sunt Zim și la, mie o Amazon. experiență la proastă sunt, și una bună. La Amazon sunt de la client... De la <laughs> Cold, care, VIP. Nu, nu, de la care are transportul gratuit, că comandă de des. Prime. Mm -hmm. așa. Da. Uh, deci când eram în România, cumpăram destul de mult de la imag, Pandemia ne-a mutat în online destul de mult. Uh -huh. Am clienți care vând online. Ai clienți care vând online? Da, sigur că da. Adică care, care vând, vând da? în, da, 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 în da, special da. online, că așa toată sigur, lumea vinde câte, sigur, câte sigur, ceva. Sigur, Am, am. Deci, ce spuneam, m-ai întrebat tu de o experiență bună și una mai puțin Una bună, întâi nu? proastă, zic pe aia proastă. Prima, e, ca bă, să terminăm. Experiență proastă, când am... Plătit și n-a venit nimic, nici produs, nici factură, nici n-am mai știu pe cine să La ce, la ce magazin? Oh, mă nu altceva, la Amazon. o chestie. Era o, un device uh, făcut pentru well-being, nu știu ce. Uh, dar a fost o înțelegere. Acolo uh, ei au trimis din Hong Kong cu poșta română, nu mi-a ajuns mie să la aia de să mă duc să-l iau de la poștă cu. Da. Buletinul A, și cu subsemnatul și cu. La fel, experiențe mai puțin plăcute, alea care implică VAMA. Știi, când comandam de pe un site american și trebuia să mă duc acolo la oficiu 50 și nu știu cât de lângă Casa Poporului, care ăla e singur oficiu poștal care face. A, da, vama. da, da, îl știu, îl știu, da, știu, știu, da. de mine și erau cozi pe acolo și. na, în sfârșit. Deci, dar experiență plăcută. Păi, experiență foarte plăcută și uimitoare pentru mine a fost Amazon în Londra. Uh, am locuit în, în Londra de câteva ori și mi-am făcut Prime în Londra. Uh -huh. Știi? Și uh, am dat comanda astăzi, și a doua zi am uh, uh, văzut pe aplicație pe unde este pachetul meu pe harta Londrei. Vedeam cum se deplasează pachetul și A, vine mașina către casa curierului. Oamenii. Da. Ok. Da. Deci asignaseră mașina curierului pe așa și mi-au dat mesaj. Vezi că e pe drum. Și vedeam și tu cum ce se deplasează la. Vedeam cum vine, știi? Dar acum, spunându-ți despre asta, mi-am adus aminte că cea mai rapidă livrare am avut-o de la Almighty Emag România. Ok. Mi-am comandat un mouse, de ăsta de la Apple, fain. L-am comandat, cum ar veni azi, la ora 12 și mi l-au livrat la ora 18. În aceeași zi? Da. Livrare acasă sau în locăr? Acasă. Bun. Bine, locuiam aproape de mall Băneasa și era așa, la o de băți știți, Ok. Adică eram în traseu cumva, în multe trasee, știți, Dar a fost uimitor, adică mi-a dat acolo să-mi aleg, știi cum îți dau ei mai nou, de vreo 2 ani îți dau să-ți alegi când vrei livrarea și am zis că vreau astăzi. La ora și ai plătit suplimentar pentru 20, asta? Zice? am dat, nu mai știu, un leu, doi lei, cât o fi dat acolo. Ah, ok. Știi? Dar asta a fost wow. dar. Încheiem cu povestea asta. Wow, mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mulțumesc pentru tot ce ne-ai împărtășit. Mă simt că am, am participat și eu la o sesiune de coaching. Și succes să, să dezvolți antreprenoriatul din România, să-l ajut să-și realizeze obiectivele. Cosmin, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această uh, posibilitate și uh, vreau să-ți mai spun ceva, o chestie foarte importantă. Uh, a ieșit bine aici pentru că tu ai pus întrebări foarte bune Întotdeauna, într-un dialog, întrebările generează calitatea dialogului. Mulțumesc frumos! O să accept cu onoare această, acest compliment. Mulțumesc, Ovidiu! Spor Mulțumesc. în toate! Ceau! Ceau. Spor. Faptul că ai avut răbdare să asculți acest episod îmi spune că ești cu adevărat interesat de e-commerce și marketing online. Asta înseamnă că ai putea beneficia de suportul echipei Ecom Masters ca să-ți crești vânzările și să-ți scazi costurile magazinului tău online. Este singura echipă cu o experiență de peste 15 ani în business e-commerce. Suntem aici să ajutăm antreprenorii să-și crească businessul online. Așa că dacă vrei și tu să vinzi mai mult cu costuri mai mici, intră acum pe ecomasters.ro slash consultanță și aplică la o sesiune gratuită. Te ajutăm să clarifici care sunt provocările tale și te ajutăm să identifici soluțiile. Gratuit! Eu sunt Cosmin Costea, fondatorul Ecom Masters și te aștept joia viitoare la un nou episod e-commerce pe concret. Și ține minte, nu este despre efort, este despre rezultate.